numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Toate popoarele să te laude pe tine, Doamne. Lăudat să fie Iisus Hristos. Zile voastre, dragi și iubiți credincioși, dragi credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi celebrăm marea sărbătoare a Epifaniei Domnului, numită în termenii Bisericii Orientale Ortodoxe, Boboteaza. Astăzi ne întâlnim cu acela care a venit nu numai pentru câțiva, ci pentru toți. Adică toți intră în acel plan de mântuire pentru care Iisus a venit pe pământ. De aceea ne bucurăm să-L întâmpinăm. Tot în această zi, conform cu o tradiție lungă, înainte de conciliu, în această zi a fost mereu sfințită apa de botez. Acum procedăm și noi la acest act liturgic. Botezul Domnului va fi celebrat duminică, după rânduiala de după conciliu. Este în schimb același mister pe care noi îl celebrăm, misterul prin care El ni se revelează, misterul prin care El ne cheamă și ne vrea să fim și noi alături de El, căci și noi avem un loc lângă ieslea lui Iisus. Pentru aceasta ne pregătim să celebrăm această mare sărbătoare, cerând iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele. Fraților, prea iubiți, îl rugăm cu umilință pe Domnul Dumnezeul nostru să binecuvânteze această apă pe care El a creat-o și cu care vom fi stropiți în amintirea botezului nostru. Domnul să ne ajute să-i rămânem credincioși Duhului Sfânt pe care L-am primit în dar. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai creat apa ca să fie izvor de viață și de curățire și ai rânduit ca prin ea să fie purificate și sufletele și să primească darul vieții veșnice. Te rugăm, Doamne, binecuvântează această apă cu care voim să fim întăriți astăzi în această zi solemnă închinată Ție. Reînnoiește în noi izvorul al harului Tău, prin ea să fim apărați de orice rău sufletesc și trupesc, ca să ne putem apropia de Tine cu inimi curate și să ne învrednicim de mântuirea veșnică prin Hristos Domnul nostru. Dumnezeule atotputernic, la porunca Ta, profetul Eliseu a aruncat sare în apele nesănătoase și ele au devenit ape binefăcătoare. Adâncă umilință, te rugăm, binecuvântează această sare pe care Tu ai creat-o, pentru ca oriunde se va stropi cu apa în care s-a pus sarea binecuvântată, să fie alungată toată uneltirea celui rău, iar prezența Duhului Tău Sfânt să ne ocrotească neîncetat prin Hristos Domnul nostru.
Dumnezeu Atotputernicul să aibă milă de noi, să ne primească la masa slujirii sale și să ne binecuvânteze prin Hristos Domnul nostru. Gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm, Dumnezeule, care prin steaua călăuzitoare l-ai descoperit astăzi neamurilor pe Fiul Tău unul născut, dă-ne, te rugăm, harul ca noi, care Te-am cunoscut prin credință, să ajungem să privim chipul măririi Tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Gloria Domnului răsare deasupra ta. Lectura 1. Citire din cartea profetului Isaia. Ridică-te, luminează-te, Ierusalime, căci lumina ta vine și gloria Domnului răsare deasupra ta. Căci iată, întunericul va acoperi pământul și bezna popoarele. Dar peste tine va răsări Domnul și gloria Lui se va vedea deasupra ta. Vor umbla neamuri la lumina ta și regi în strălucirea zorilor tale. Ridică-ți ochii împrejur și privește. Toți se adună și vin spre tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Atunci vei vedea și te vei lumina. Îți va bate inima și se va lărgi, pentru că belșugul mării se va întoarce la tine
și bogățiile neamurilor vor veni la tine. Vei fi învăluită de o mulțime de cămile, de cămile tinere din Madian și din Efa. Toți din Saba vor veni și vor aduce aur și tămâie și vor aduce laude Domnului. Cuvântul Domnului. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamnă. Dumnezeule, dăruiește-i regelui judecățile tale și înzestrează-l pe fiul regelui cu dreptatea ta, și el va judeca poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu nepărtinire. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace, până când va fi luna. El va domni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Regii din Tarșiș și a insulelor vor oferi daruri, regii din Seba și din Saba își vor aduce tributul. Toți regii se vor prosterna înaintea lui, toate popoarele îl vor sluși. El îl va elibera pe săracul care strigă și pe sărmanul care nu are ajutor. Va avea milă de cel sărac și de cel sărman și va mântui sufletele sărmanilor. Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, poate ați auzit de economia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată pentru voi. Prin revelație mi-a fost făcut cunoscut misterul care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte generații, așa cum este relevat acum. Sfinților săi apostoli și profeți prin Duhul, că păgânii sunt împreună moștenitori, formează un singur trup și sunt împreună părtași ai promisiunii în Hristos Iisus prin Evanghelie. Cuvântul Domnului. Am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm Domnului. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Și
Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. După ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod, regele, iată că au ajuns la Ierusalim niște magi din răsărit și întrebau spunând: unde este regele nou născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să-l adorăm. Auzind aceasta, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Adunându-i pe toți arhiereii și cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Hristos. Ei i-au spus: în Betleemul Iudeii, căci așa este scris de profet: și tu, Betleem, pământ al lui Iuda, nici de cum nu ești cea mai mică dintre cetățile de seamă ale lui Iuda, căci din tine va ieși stăpânitorul care va păstori poporul meu Israel. Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul precis când li s-a arătat steaua. Și trimițându-i la Betleem, le-a spus: mergeți și informați-vă cu exactitate despre copil și când îl veți fi găsit, faceți-mi cunoscut și mie, ca să merg și eu să-l ador. După ce l-au ascultat pe rege, au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor, până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost cuprinși de o bucurie foarte mare și, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit daruri, aur, tămâie și smirnă. După ce li s-a revelat în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat pe alt drum în țara lor. Cuvântul Domnului. Am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Părinte paroh, ecan, celevaste părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi pe undele internetului. Suntem în plină istorie. Istorie pe care Dumnezeu a fixat-o. Istorie care a început prin profeți, care, inspirați de Duhul Sfânt, au vestit marele mister al venirii lui Mesia. Marele mister al iubirii lui Dumnezeu față de oameni, până acolo încât El a îmbrăcat firea noastră omenească. Ne aflăm în această istorie, chiar dacă au trecut 2000 de ani, pentru că adevărul acesta nu trece. Rămâne ca cea mai puternică dovadă a iubirii lui Dumnezeu, care se îndreaptă spre om. Lecturile pe care le-am ascultat în toată perioada Crăciunului, sigur și cele de la Sfânta Liturghie de astăzi, ne vorbesc despre acest mister. Dar un mister la care noi trebuie să luăm seama într-un chip deosebit. Misterul că fiecare are un loc
lângă ieslea lui Iisus. Și mă explic. Fiecare trebuie să se apropie de cel care a venit la noi, să încerce să-l înțeleagă, să-l asculte și să-l urmeze. Fiecare trebuie să stea în admirație în fața ieslei, unde Dumnezeu ia chip de om sub această frumoasă imagine a pruncului coborât prin Maria. Trebuie ca fiecare să se asocieze la cei care au trăit acel moment atunci pentru ca să-l trăiască și astăzi, Maria și Iosif, păstorii cei simpli, locuitorii din jurul Betleemului, dar mai ales astăzi cei trei magi. Misterul iubirii lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Am ascultat astăzi din lecturile sfinte lărgirea acestui mister și precizarea acestui mister. Căci gloria Domnului răsare deasupra ta, Ierusalim. Întunericul care a acoperit pământul se va risipi. Va răsări Domnul și gloria Lui se va vedea deasupra voastră. Vor umbla neamuri în lumina ta și regii în strălucirea zorilor tale. Apostolul Paul către Efezeni ne vorbește despre acest adevăr, că Iisus a venit nu numai pentru cei care trăiau atunci sau făceau parte din poporul ales. E adevărat, poporul ales a fost predilect în fața lui Dumnezeu și din acest popor s-a născut Mesia, Mântuitorul. Dar Dumnezeu n-a voit doar acest lucru. Iată ce ne spune astăzi Apostolul Paul către Efezeni. Poate ați auzit de economia Harului lui Dumnezeu, lucrarea Harului lui Dumnezeu, care ne-a fost dat pentru voi, prin revelație. Mi-a fost făcut cunoscut misterul care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte generații, așa cum este revelat acum sfinților săi, apostoli și profeți prin Duh, că păgânii sunt împreună moștenitori. Subliniez acest cuvânt. Păgânii sunt împreună moștenitori. Mai mult, formează un singur trup și sunt împreună părtași ai promisiunii în Hristos Iisus prin Evanghelie. Iată, aceste texte ne apropie de ieslea pe care o avem aici și îi întâlnim pe cei trei magi reprezentați aici în diferite forme de această tradiție creștină. Iată pe cei trei magi care de fapt vin să înscrie pagina adevărată a istoriei, că Iisus a venit pentru toți. Că în toți se află acest dor după Dumnezeu. Recitul Augustin, Sfântul Augustin, cel care a căutat mult timp să-L întâlnească și să-L înțeleagă pe Dumnezeu, care a fost și în greșeli, ne spune și ne repetă. Sufletul meu e neliniștit, Doamne, până când nu se va odihni în Tine. Inima omului este neliniștită până nu-L întâlnește pe Dumnezeu. Aici, pe pământ, în diferite forme, inima omului este creată astfel încât ea
să simt această iubire a lui Dumnezeu și a coborât între oameni. Așa se explică că toți aparțin poporului lui Dumnezeu, că în fiecare persoană Dumnezeu a așezat chipul său, imaginea sa, și că numai în el își poate găsi cu desăvârșire bucuria și fericirea. Acest dor l-au simțit cei trei magi și, primind acel semn ceresc, iată că și natura participă la cunoașterea acestui mister, ei ajung să-l întâlnească pe prunc. Și băgăm de seamă, au întâlnit un copil plăpând și l-au recunoscut ca Dumnezeu, aducându-i daruri. Dragi iubiți credincioși, acesta este misterul lărgit al lui Dumnezeu, care iubește pe toți, care cheamă pe toți, care vrea pe toți împreună. Ar fi o mare eroare să spunem că numai pentru câțiva a venit Iisus. A venit pentru toți. Este o mare greșeală să spui că acesta sau acela nu va avea parte de Dumnezeu. Dumnezeu știe inima omului și Dumnezeu se îndreaptă spre ea. Așteaptă doar ca omul să se îndrepte spre el. Mă bucur să ilustrez, dragi iubiți credincioși, acest adevăr al misterului lui Dumnezeu, în care sunt cuprinși toți oamenii. Sigur, noi, într-un chip deosebit, am ajuns să cunoaștem acest mister. Dar la acest mister sunt chemați toți să ajungă, într-o formă sau alta. Dumnezeu se descoperă. Iată, acești magi vorbesc. Și nu numai ei, atâția și atâția care suspină după Dumnezeu. Știm exemple din Scriptură, știm exemple din istoria Bisericii, știm exemple din viața noastră. Știm că Sfântul Francisc a voit să arate această realitate a lui Dumnezeu venit pe pământ prin această iesle, prima dată în 1223. Dar a folosit persoane vii, oameni, care să participe la acest moment al întâlnirii cu cel care se naște. Sigur, istoria ne relatează că era extrem de emoționat. Și când a pronunțat numele pruncului, l-a pronunțat cu un sentiment cu totul impresionant. Iisus e aici. Iisus e sub acest chip de prunc. Iisus a îmbrăcat firea noastră omenească. Dar mai știm un lucru, iubiți credincioși, care ne face să înțelegem cum că astăzi în ieslea pe care noi o avem apar diferite figuri. Iată, pe lângă Iosif și Maria, pe lângă păstorii cei simpli, apar și acești magi străini, neavând nimic cu cultura și religia poporului evreu. Dar ei au venit. Era loc și pentru ei lângă ieslea lui Iisus. Epifania este această manifestare a lui Dumnezeu în mijlocul nostru, manifestarea iubirii sale, a Dumnezeirii sale, dar și a faptului că Iisus a devenit om. Pentru ca noi să devenim Dumnezei,
sau fiii ai lui Dumnezeu. Tradiția ieslii napolitane, despre care vreau să vă amintesc, este cunoscută în toată lumea. Într-o zonă foarte specifică din centrul istoric al orașului Napoli, via San Gregorio Armeno, există o infinitate de mici și foarte mici prăvălii artizanale care produc în fiecare an statuetele care apoi vor îmbogăți ieslele din oraș și din toată lumea. Alături de persoanele principale, cum știm, Sfânta Familie, păstorii și îngerii, se găsesc expuse din loc în loc noi statuete cu persoane foarte bizare, diverse, legate de istorie, de actualitate. Este exact ceea ce a făcut atât de faimoasă această stradă din Napoli, pentru că în fiecare an artiștii, creatorii de iesle adaugă personaje luate din telejurnalele și din actualitate, din lumea sportivă, din cele mai diverse ambiente de viață, politică, muzică, cinema, religie. Se pare că un indiciu al popularității actuale a personajelor publice este dat tocmai de aceste prăvălii care vând iesle. O realitate interesantă. Este într-adevăr un caz singular și ar putea părea ceva aproape ca o blasfemie. O punere alături din nașterea lui Iisus atâtea personaje reprezentate care par a nu avea nimic de a face cu mesajul ieslei. Și totuși spune acest părinte care ne prezintă această realitate. Totuși, aici, în spatele acestei tradiții populare, se ascunde un mesaj evanghelic, o realitate. Dacă ne îndepărtăm de această stradă din Napoli și mergem în paginile arătării evanghelice, vedem că alegerea făcută de evanghelistul Matei nu este mai puțin stranie și surprinzătoare. Evanghelistul Luca relatase despre păstori ca primii adoratori ai lui Iisus. În schimb, Matei face să apară în scenă aceste personaje cu adevărat stranii, magii, care literalmente, în cazul relatării, reprezintă tot ceea ce poate fi mai îndepărtat de imaginea lui Mesia, pe care ei nu o cunoșteau, cum o cunoșteau cei din poporul ales. Sunt păgâni, veniți dintr-un loc îndepărtat și deci departe de țara făgăduită, loc considerat unic de binecuvântare, din binecuvântarea lui Dumnezeu. Meseria lor era cea a magiei, care din punct de vedere a religiei evraice era semn de blestem și de păgânism, care trebuia condamnat. Poate fi așadar foarte ușor de înțeles mirarea lui Irod și a reprezentanților religioși din Ierusalim când acești magi păgâni se prezintă cu mesajul lor: unde este cel care s-a născut regele iudeilor? Am văzut răsărind steaua lui și am venit să-l adorăm. Ce au de-a face acești cu Mesia, cu tradiția noastră și cu religia noastră? Ce drept au să fie aici? Se pot întreba și se întreabă și un astăzi și alții. Mirare, teamă și la final violență. Relatarea care urmează povestește despre uciderea pruncilor nevinovați la porunca lui Irod. Pun stăpânire peste cei care ar fi trebuit să fie primii care să recunoască venirea lui Iisus, dar care în realitate sunt blocați și înțepeniți în spatele zidurilor de apărare a cetății sfinte. Și iată că acum primii care ajung la Dumnezeu sunt tocmai cei mai de departe, cei excluși, și în aceasta se vede anticipată toată istoria pe care o va trăi Iisus. De fapt, Iisus de departe, de la Dumnezeu, coboară
pentru a aduna lumea întreagă, anulând distanțele fizice și raționale, relaționale, vestind mesajul luminos ca steaua sa al milostivirii lui Dumnezeu. Această realitate, dragi și iubiți credincioși, ne pune să ne întrebăm de ce excludem pe unii din laieștile lui Iisus. Toți trebuie să o descopere. Toți trebuie să-L întâlnească pe Iisus. Fiecare are loc lângă iesla lui Iisus. Fiecare trebuie să se simtă fericit că Dumnezeu a venit în întâmpinarea Lui. Dumnezeu în întâmpinarea noastră. Noi trebuie să ne grăbim să-L întâlnim. Acești trei magi, după ce L-au întâlnit, așa cum ne relevatează Evanghelistul, s-au întors acasă, proclamând această veste. Și cine știe la cât s-a ajuns această veste prin ei? Ne întrebăm și noi. Dacă L-am întâlnit pe Iisus în această zi, când se manifestă prin venirea magilor, ca și Dumnezeu, facem ca acest Iisus să fie cunoscut de cât mai mulți. Ne arătăm noi recunoștința pentru tot ceea ce a făcut El, pentru gratuitatea iubirii divine, pentru universalitatea mântuirii, adică pentru toți cei chemați să se mântuiască. Iată pentru ce în această zi noi celebrăm întâlnirea cu Iisus, dar celebrăm și datoria noastră de a ne întoarce și a vesti, așa cum au făcut-o magii. Încă o dată subliniez, lângă ieslea lui Iisus și în biserici este loc pentru fiecare. Amin. Și acum să ne mărturisim credința spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tată, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a arătat și s-a revelat tuturor neamurilor, ca Fiul al lui Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, în care Tatăl își află toată desfătarea. Ajută Sfânta Biserică să fie pentru toți oamenii semn al iubirii Tale și stea călăuzitoare spre mântuire. Te rugăm, ascultă-ne!
Ocrotește pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe Episcopul nostru Petru, pe Episcopul Auxiliar Aurel și pe toți păstorii noștri sufletești și binecuvântează munca lor. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i pe conducătorii de popoare, pentru ca supușii lor să poată înainta în pace pe calea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le tuturor celor care încă nu Te cunosc harul să Te caute și, găsindu-Te, să Te adoare ca Dumnezeu adevărat. Te rugăm, ascultă-ne! Ușurează suferințele celor săraci, părăsiți și bolnavi și dăruiește-le mângâierea iubirii Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor celor care cred în Tine harul să fie călăuziți de lumina învățăturii Tale pe calea sfințeniei. Te rugăm, ascultă-ne! Dezvăluile fraților noștri răposați bogăția măririi Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte Ceresc, noi am cunoscut mărirea Fiului Tău prea iubit și vrem să trăim în lumina adevărului și a iubirii Sale. Păstrează-ne fideli în împlinirea poruncilor Tale și dăruiește-ne ceea ce îți cerem. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, privește cu bunăvoință la darurile bisericii Tale, ea nu-ți mai aduce aur, tămâie și smirnă, și pe acela care este simbolizat, jertfit și primit prin aceste daruri, pe însuși Iisus Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Ai mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu,
căci Tu ai descoperit astăzi taina mântuirii noastre, în Hristos, ca să fie El lumină pentru toate popoarele. Și când El s-a arătat în firea noastră muritoare, ne-ai redat nemurirea prin noua strălucire a Dumnezeirii Tale. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Sfânte și Doamne, izvorul la toată sfințenia, Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea Ta și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, să oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos,
Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Demnească pe lăga Mântuitorului și povățiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne aduce pe noi în ispită, mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberă de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Amen.
Slavă mielului Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Aș spune numai un cuvânt.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să ne întâmpini cu lumina Ta cerească, întotdeauna și pretutindeni, ca să contemplăm cu privire curată taina la care ai binevoit să ne faci părtași și să o primim cu iubire tot mai adâncă, prin Hristos Domnul nostru. Bucurat, Sfințile voastre, dragi viscredincioși, să fim alături de Iisus în această seară, împreună Maria, Iosif, păstorii și mai ales cu magii. Să știm că și noi avem acolo un loc și că Iisus ne așteaptă, adică lângă inima Lui. Am luat astăzi apă sfințită, se va boteze, așa cum după tradiția noastră, și o purtăm acasă. Sigur, este un semn al prezenței lui Dumnezeu, un simbol care ne aduce de atâtea ore mângâiere și întărire. Să o prețuiți cu adevărat ca fiind o binecuvântare a lui Dumnezeu. Dar duminică, celebrând botezul Domnului, este două zile, vom veni cu adevărat să-i spunem lui Iisus că noi suntem ai Lui, că suntem botezați, că facem parte din poporul Său și că vrem mereu să-L urmăm în viața noastră. Vă mulțumim tuturora pentru participare și pentru cântare. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care v-a chemat din întuneric la minunata Sa lumină, să reverse cu bunătatea asupra voastră binecuvântarea Sa și să vă întărească inimile în credință, speranță și iubire. Amin. Și pentru că îl urmați cu încredere pe Hristos, care s-a arătat lumii astăzi ca lumină ce luminează în întuneric, El să vă facă și pe voi lumină pentru frații voștri. Iar la sfârșitul peregrinării voastre pământești, să ajungeți la acela pe care magii călăuziți de stea l-au căutat și l-au aflat cu bucurie, lumină din lumină, Hristos Domnul. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernic, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.